Locuitorii din zona Negrești au fost nevoiți să meargă la medic doar ziua, odată cu închiderea spitalului acum 3 ani. Pe timp de noapte, aceștia apelau la ambulanță sau suportau durerile până dimineață, când medicul de familie ajungea la muncă. Acest lucru se va schimba în perioada următoare, după ce medicii din zona au decis să deschidă un centru de permanență. Suntem în faza de a deschide un centru de permanență. Ne lipseau 2 medici de familie, pentru că numărul minim pentru deschiderea unui centru de permanență este 5. Îi avem acum și suntem în proces de finalizare a acestui, de obținerea vizelor pentru acest centru de permanență. Centrul de permanență de la Negrești ar fi al 9-lea deschis în județ și ar deservi o populație de peste 50.000 de locuitori.